Am să rămân la termenul de armonie. Ce înseamnă armonia pentru dumneavoastră? Întrebare retorică la care fiecare ar trebui să răspundă. Probabil armonia apare în acel moment în care ești mulțumit de propria persoană, în urma acțiunilor întreprinse, desigur, în ani sau în tot ceea ce ai făcut. Armonia poate fi prezentă în viața noastră și datorită celor din jurul nostru. Unele persoane sunt membri apropiați de familie sau poate chiar familia. Alții nu sunt membri apropiați, dar îi cunoaștem. Îi cunoaștem pentru că au reușit de-a lungul timpului să-și pună acea amprentă în anumite industrii. Dacă e să facem referire la industria muzicală, atunci următorii mei doi invitați și-au pus amprentele și-au făcut de foarte multe ori și sigur sunt nu doar cunoscuți de către dumneavoastră, dar sunt și îndrăgiți. În această dimineață, alături de mine este doamna Lenuța Burghilă. Sărut mâna, bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Și desigur, domnul Constantin Rusnac, domnul compozitor, bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Ați venit în această dimineață la noi pentru că urmează să avem parte de o mare sărbătoare în data de 4 februarie, atunci când este și ziua dumneavoastră și atunci când sunt sigur că multă lume își sărbătorește ziua de naștere și vor avea posibilitatea și cei de pe 4 și ceilalți să se bucure de muzică. Cu adevărat este așa, mi-am dorit foarte mult de mai mult timp să organizez o seară de creație, să-mi adun toți admiratorii, melomanii și iată că anul acesta totuși m-am mobilizat ca să reușească și am muncit foarte mult, nu numai la creațiile muzicale, dar m-am implicat în toate ce ține de regie, etc. Am invitat niște artiști de onoare, de deosebiți, chiar din România, Raul va fi oaspete. Desigur, maestru Constantin Rusnac, care deja de ceva timp colaborăm și va fi o surpriză, fiindcă vom lansa în scenă și melodia care am reușit să, cântecul care am reușit să-l realizăm pe parcursul ultimilor săptămâni. Și va vorbi și maestru despre asta. Deci vor fi Anișoara Dabija, Anatol Mârzencu, Tane Tudor, o tânără artistă, de fapt este medic și vrea să lecuiască lumea și prin spiritualitate, spiritual, și de curând ce a făcut o a început să-și facă și o carieră artistică, este o prezență frumoasă și are și un proiect nobel care se numește Academia Inimii. Chiar eu i-am scris și un imn de aia și am vrut azi foarte mult să vină alături de mine. Desigur, va fi o surpriză în premieră la concertele mele, fratele meu, Petrică Burghilă, care va cânta la NAI, va avea și ieșiri solo, dar avem și niște piese realizate în tandem, unde mă însoțește și va fi o surpriză frumoasă. Sper să fie mulțumit publicul și chiar vreau să le zic că vă aștept, dragilor, pe data de 4 la Centrul Cultural de Artă Ginta Latină, cu mare drag, și profit și mulțumesc de această ocazie ca să mă adresez. Vor mai fi și surprize care nu sunt în scenariu, de aia vă aștept, dragilor, și cine nu reușește pentru data de 4 ar putea veni pe 5 tot în acest local, fiindcă voi susține un recital, adică prelungesc, le dau o șansă la toți ca să sărbătorim și a doua zi. Așa am fost invitat de organizatori și le mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor. O zi bună! Da, la ora 17, apropo, pentru cei care se întreabă ora, maestre? Eu cu plăcere am dat curs aceste invitații, fiindcă o cunosc pe Lenuța Burghilă de atunci, de când ea a făcut primii pași. Deci chiar prima dată când am văzut un nume, amintesc, ea mi-a amintit. Era student la un tehnicum acolo, profesional, se ocupa cu alte momente, dar m-a telefonat Eugen Doga, când eram rector, zice, este o fetiță, cântă extraordinar bine, te rog, uite, ai grijă de ea. Când m-am dus eu să ascult, zic, nu e nevoie să am grijă, fiindcă totul e acolo, ea cântă extraordinar, totul e în regulă. Pe urmă, am scăpat-o din vedere, fiindcă aveam alte momente. Dar în 2000 m-a impresionat foarte mult când noi, împreună cu Comisia Națională a României,
am insistat la UNESCO și UNESCO a declarat anul Mihail Eminescu și Lenuța m-a sunat așa timid și eu vă rog foarte mult, am un proiect foarte interesant, cânt în 13 limbi, da, a fost? În 10 limbi. În 10 limbi îl cântă pe versurile lui Eminescu. Bine, eu m-am gândit, cântă în română, în rus, în franceză, italiană, mai înțeleg. Dar a cântat în japoneză, vă închipuți, în arabă, deci a invitat profesori care au ivrit. Lucrat. Eu ivrit am lăsat la urmă și m-a rugat cu mine să scriu în ivrit. Și atunci eu am rugat, zic, atunci îmi dai traducerea în ivrit, eu nu vreau ca în fereastra despre mare, care a scris-o Eminescu, să scriu pe versul în română, deoarece muzica o să-mi iasă cu nuanțe românești, deci de la noi de aici. Dar în ivrit o să aibă puțin nuanțe estice, deci din orient, orientale puțin. Așa și-a ieșit. Eu am scris-o în ivrit și Lenuța a interpretat-o în limba ivrit. După asta, când a auzit această lucrare, a fost interpretat și în Franța, în ivrit, la un festival internațional de o franțuzoaică. Pe urmă, lucrarea cu versurile originale a lui Eminescu, studenții de la conservator, în diferite concerte, eu mă bucur pentru că ea m-a impus să scriu o astfel de lucrare. Eu avem temeri să mă apropii de Eminescu, fiindcă mulți, vă închipuiți, două nume să pui numele tău alături de Eminescu, asta este, deci niște frisoane te prind și aveam temeri, dar iată mi-ai reușit o lucrare și îi mulțumesc, Lenuță, și cu plăcere vin pe data de 4 și o să încerc să fac ce o să dorești, ce o să cânt ceva, o să spun vă două vorbe de bine. Maestrie, vă mulțumesc foarte mult, această piesă se numește Întoarce-mă și va fi în prima audiție, versurile le-a scris Claudia Partole, un nume deosebit cunoscut în Republica Moldova și desigur domnul Rusnac va interpreta un cântec, deci o piesă instrumentală, de altfel s-a reușit și înregistrarea, foarte frumoasă, chiar eu am sugerat maestrului, zic, maestre, zic, trebuie să aveți o melodie instrumentală și să cântați și mai mult, adică ca să ieșiți mereu în scenă și dumnealui i-a plăcut ideea și deja da, se conturează. Așa a fost nevoit să fac niște studii la pian. Un lucru este cert. În data de 4 urmează să avem parte mai mult decât un concert local, vorbim de un concert internațional, pentru că deja dumneavoastră ați menționat, vine și din România un invitat. Avem mai mulți interpreți de aici îndrăgiți de către public. 2023, de fapt, începe cu dreptul, pentru că începem prin acest concert în data de 4 și pentru dumneavoastră este un an extraordinar. E un alt dialog pentru o altă dimineață și despre cetățean de onoare a orașului Cahul și despre alte subiecte pe care putem să le abordăm. Eu aș vrea un lucru să pe cei de acasă. La ora 17, exact pe 4 februarie, aveți posibilitatea să mergeți să vă bucurați nu doar de muzică, de armonie, alături de familie, alături de cei dragi. Iar dumneavoastră vă doresc mult succes, desigur, nu doar în data de 4 februarie, în tot ceea ce faceți, în fiecare zi și vă mai aștept cu mare drag să reveniți. Mulțumim foarte mult. Într-adevăr, începe un an deosebit, deci cu ziua mea, după aia 6 februarie, ziua maestrului, unde vom sărbători la Baștină, în orașul Brice, pentru pământeni, și urmează un turneu întreg care l-am organizat împreună și vom cânta și cu alți artiști invitați. Așa că vă așteptăm și la Briceni și în Dondușeni și Edineți și... Dorim ca bună dimineața să fie întotdeauna bună și multe, multe, multe dimineți și cei ce vor succeda pe dumneavoastră, acești doi simpatici care în fiecare dimineață sunteți aici, care vor succeda și nepoți și strănepoți, această emisiune să fie de bun augur tot timpul, fiindcă într-adevăr este extraordinar. Această emisiune poate fi bună doar prin invitații, la fel. Mulțumim din toată inima și tuturor fericire și vă aștept, dragilor, alături de mine, chiar de ziua mea. Acum, pentru dumneavoastră, ar trebui să găsiți spațiu în calendar, în cazul în care deja aveți planificat anumite lucruri și, desigur, să vă bucurați, după cum vă spuneam, și de muzică, de armonie, de fiecare clipă pe care o aveți alături de cei dragi.